Și iată cum vaccinații devin nevaccinați și se pot transforma într-o paria a societății. De ce? Pentru că Pfizer a decis că în fiecare an trebuie să ne revaccinăm, iar cine nu se va revaccina intră în categoria celor care sunt anatemizați de către întreaga societate românească și europeană. E o treabă și asta, astfel încât cred că premierul mai poate să cumpere încă 120 de milioane de doze liniștit.